Bună, dragii mei, bine vă găsesc și o nouă săptămână. Am intrat în energia lunii iunie, după cum se simte și chiar mă întrebam eu, apropo de ieșirea aceasta din Mercur retrograd, totuși de ce există o așa nevoie puternică de a revizui și a ne reconecta, să zic așa, cu anumite versiuni trecute care au nevoie de eliberare. Și știți foarte bine, eu nu sunt astrolog, nu o să-mi asum niciodată chestia asta, dar ce mi se pare extraordinar este că mesajul îngerilor pentru luna iunie se pliază foarte mult cu energia aceasta planetară, și anume avem acest Saturn retrograd care vine exact pe lecțiile noastre karmice, vine exact pe misiune personală și pe rolul nostru aici pe pământ, și este clar că o să ne vină în față tot felul de situații, o să se repete foarte multe lucruri, situații, o să ni se aducă tot felul de oameni și trigări în fața noastră, tocmai pentru a învăța din lecțiile trecute și a ne repoziționa față de ce avem noi aici de făcut. Este foarte ok, doar că este greu câteodată de dus, așa că e bine să fim în energia aceasta focului, cum este luna aceasta iunie, a purificării și a misiunii personale. Odată ce spun, mă aliniez cu misiunea personală, mă aliniez cu ce am eu aici de făcut pe pământ, toate celelalte încep să se așeze și înțelegem că dacă anumiți oameni, anumite situații trebuie să plece sau e clar că avem de reconsiderat anumite lucruri, nu o să mai fie așa o tragedie, pentru că noi simțim în interiorul nostru că suntem unde e nevoie să fim. Bun, acum o să folosesc aceste cărți, îmi plac extraordinar de mult și vin cu această energie a eliberării și a purificării, se numesc The Power of Surrender, să vedem care sunt temele pentru această săptămână. Deloc întâmplător, 6-12 iunie este săptămâna credinței și să nu uităm să avem încredere în planul lui Dumnezeu, și e o afirmație pe care putem să o punem destul de des: cred în planul lui Dumnezeu, mai ales atunci când mă simt pierdut, pierdută, pot să sau nu înțeleg anumite lucruri, pot să spun acest lucru și o să vedeți cum mă realiniez. Bun. Foarte faină citat avem și în această săptămână: credința este aripa rugăciunii, Sfântul Ioan Scărarul, dar avem acest citat acestui sfânt și mi se pare extraordinar că de mult avem de lucrat pe credință și să nu uităm că ne pregătim de Rusalii, deci întotdeauna înainte de anumite sărbători avem nevoie de un soi de detoxifiere, dar nu este vorba doar de un detox prin post, ci este vorba și unul prin eliberare, în cazul nostru în iunie, prin purificare și folosindu-ne de energia focului. Bun, ia să vedem noi care sunt temele acestei săptămâni. Ia uitați-vă, ce frumos! Avem nevoie să credem în miracole. Chiar dacă nu înțelegem anumite lucruri, să spunem mă deschid spre miracole sau cred în rezolvări magice, apropo de afirmația acestui an. Și foarte, foarte important, îngerii ne transmit să renunțăm la orice fel de rezistență și să dizolvăm orice fel de îndoiel, tocmai pentru a face loc acestor miracole. Greuț, dar o să reușim. Ia să vedem care este provocarea. Provocarea e legată de a ne conecta și a fi recunoscător de fapt cu tot ceea ce există în natură, să ne conectăm cu natura, să nu mai spunem n-am timp, îs prea ocupat, ocupată, ia-ți o pauză, du-te 5 minute, 10 minute, fă niște exerciții de respirație, plimbă-te printr-un parc, fă ceva pentru a te conecta cu natura și pentru a regăsi în natură
și faceți un exercițiu. Când faceți aceste plimbări în natură, observați perfecțiunea și frumusețea naturii. Observă cum se reflectă luna în lac, observă frunza cât este de perfectă, du-te, cumpără-ți niște flori și bucură-te de ele. Da? Deci avem nevoie de a ne conecta cu această energie pentru a fi în flux. Și încă un mesaj foarte important, această rezistență și îndoială de care ne-au spus îngerii, să o dăm spre alchimizare, da, în natură și să rugăm mama natură, mama pământ să ne ajute să alchimizăm orice fel de rezistență și orice fel de îndoieli. Bun, și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. Ha, ha, ha! Ia uitați-vă, ce frumos! Da, ni se spune că... noi am venit aici cu un scop și noi am venit aici să... ne deschidem spre tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Adică noi venim cu foarte multe daruri și noi trebuie să le deschidem și să înțelegem că ce este al nostru este pus deoparte. Dacă este să ai un anumit succes, o să-l ai, nu forța lucrurile. Deci cumva e nevoie să ne abandonăm, da, acestei voințe a lui Dumnezeu și să înțelegem că atunci când noi ne-am pus o intenție și este pentru noi, că este acel succes, că este acea relație, că este acel proiect, el se va întâmpla. Cu siguranță, dacă este în planul lui Dumnezeu și tu îl ceri, se va întâmpla. Dar nu forța lucrurile. Ți se spune, lucrează mult mai mult cu noi, cu îngerii și spune, uite, asta este situația, cu asta mă confrunt, astea sunt lucrurile pe care eu mi le doresc, astea sunt intențiile mele, da? Hai să facem echipă, hai să las divinitatea, da, să lucreze prin mine și să-mi aducă în cale oamenii, situațiile, contextele de care am nevoie pentru manifestare. Deci avem nevoie acest abandon cumva, adică această detașare față de tot ceea ce ne dorim, având încredere că dacă e ceva pentru noi, se va întâmpla acolo. Deci nu trebuie să ne facem atât de multe griji și să forțăm lucrurile. Nimic întâmplător, pentru că în această săptămână marți o să lucrăm cu judecătorul. Ce să vă zic? Eu mă recunosc foarte mult pentru că sunt extrem de critică cu mine. Încă lucrez la partea de perfecționism, dar acest judecător, ca și arhetip, este foarte important pentru că este unul dintre arhetipuri care ne împiedică în evoluția noastră și noi chiar zicem, da, eu sunt critic cu mine, eu vreau performanță și da, ea atrag de mine. Ei, o să obții exact contrarul, pentru că o să mergi pe ideea aceasta de mental, pe realizări bifate și nu pe curgere și pe a lucra Dumnezeu prin tine. Așa că, dragii mei, vă invit la judecător să vă întâlniți cu acest judecător, cu acest critic din voi, cu nevoia voastră de perfecțiune și de performanță și o să vă dați seama că lucrurile perfecte sunt lucrurile făcute în echipă cu Dumnezeu și nu alea care le credem noi și pe care le bifăm și unde transpirăm de nu mai putem, unde punem presiune. Nu așa se întâmplă când facem echipă cu Dumnezeu, așa cum ne-a rugat aici mesajul acesta, să facem echipă cu ei, atunci lucrurile se așează spre binele nostru cel mai înalt. Ei, ce frumos, nu? Ia să vedem din cărțile mele în această săptămână. Nu uitați că le regăsiți, au reapărut pe stoc și regăsiți pe cadouri pozitive. Vine Rafael. Da, Rafael ne îndeamnă să ne revizuim un pic stilul de viață și aș spune că este vorba mai mult despre somn sau, mă rog, despre odihnă, este vorba mai mult despre presiunea aceea sau stresul pe care îl punem asupra noastră și de aceea, ia uitați-vă cum se aranjează lucrurile, avem nevoie de credință și avem nevoie să ne luăm acele pauze când ne conectăm la natură și să ne dăm acea resetare de care noi avem nevoie. Foarte frumos mesajul acestei săptămâni. Ne vedem, acum am spus, online pe data de 7 și, dragii mei, în 9 ne vedem la seara de meditație. Abia aștept să mă văd cu foarte mulți dintre voi, pentru că n-am mai făcut meditații în București dinainte de pandemie.
Așa că abia aștept să mă conectez cu voi. Știți locația, vă aștept cu drag și ne vedem joi, da, pe 9, ora 19. De asemenea, ne pregătim pentru tabăra de la Sarmisegetuza. E o energie specială, e nevoie de noi acolo să curățăm și să integrăm foarte multe lucruri. Vezi un pic și conectează-te dacă simți această chemare a străbunilor și strămoșilor, mai ales pe ceea ce privește, în ceea ce privește, da, lecțiile karmice care revin, pentru că cu acest Saturn retrograd putem să curățăm foarte bine și, ca să nu mai spun că suntem în energia sânzienelor și va fi... va fi fantastic, de-abia aștept, vă aștept și pe voi. Deci tabăra va fi, mă uit aici în calendar, 23 iunie, 26. Vă aștept cu mare, mare drag și online, să știți că avem în continuare meditații pe data de 16. Eu vă mulțumesc tare, tare mult, Scânteia Divină din mine, salută Scânteia Divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă pup!